Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Dacă tot e o zi cu jocuri, Fetița Zurli, nu mi-am propus să ne jucăm atât de mult, dar aș păi, vrea astăzi... nu spui tu că joaca este limbajul iubirii dintre părinți și copii? Acum înțelegi cât de mult te iubesc după când am jucat în emisiunea de astăzi? Da, și sunt sigură că mai urmează niște jocuri. Ești pregătită? Da. Pentru că aș vrea la provocarea zilei, da, astăzi, să te provoc. La ce? Mă înveți un joc nou? Da. Cum se cheamă? Ești gata? Da. Flori, fete, filme sau băieți, melodii sau cântare sau culori de pe pereți. Au, cilică, mămălică, cum mă reuși să ții minte toate alea? Asta este un joc pe care îl jucam în copilărie. Și cu siguranță cei care ne ascultă și îl amintesc. De regulă, într-o gașcă mare de la bloc, ne adunam, ne așezam pe o bancă sau pe scări sau pe iarbă și dintre noi se alegeau doi. Cei doi trebuiau să conducă jocul și întrebam: flori, fete, filme sau băieți, melodii sau cântare sau culori de pe pereți. Și cineva dintre cei care stăteau deoparte alegea ceva. Și cei doi jucători principali trebuiau să-și pună în gând o de exemplu, floare, eu alegeam floare și da, cei doi jucători care erau în față, unul alegea narcisul și unul lalea. Și tu trebuia să alegi cu cine te duci, cu narcisa sau cu lalea. Și nu știai care dintre participanți e. Și oricum jocul continua cu tine și cu cel care rămânea din echipa respectivă. Și după aia ei doi alegeau. Da, exact. A, ce tare! Păi și în doi cum se poate juca? Uite cum putem. Putem să-l jucăm așa și putem să-l adaptăm la trafic sau la situații în care nu avem foarte mulți copii cu care să ne jucăm, pentru că astăzi, din păcate, foarte mulți copii aleg tabletele în loc să se joace cu prietenii lor. Păi mai ții minte? Trebuie să termin toate nivelele, ce să faci? Fetița Zurli, da, hai să te învăț. Flori, fete, filme sau băieți, melodii sau cântăreți sau culori de pe pereți? Alege culori ceva. De pe pereți. Culori de pe pereți. Da. Acum va trebui tu să-mi spui o culoare de pe pereți. Eu să-ți spun ție o culoare? Da. Pe care o vreau eu? Da. Sau... pe care... sau să ți-o descriu și tu să ghicești la ce culoare m-am gândit. Hai să facem așa. Este culoarea veseliei. Așa. Este culoarea iubirii. Așa. Apare aici pe sigla de Zurli, pe care sunt mai multe culori. Ok. Este culoarea de a cadea sau de înghețată. Este culoarea colanților mei. Roz! A, cilica, mamalică! Ce repede ai ghicit. Bine, acum întreabă-mă tu pe mine. Flori, fete sau băieți? Flori, fete, filme. Flori, fete, filme sau băieți? Așa. Sau culori de pe pereți? Băieți. A, cilica, mamalică! Teddy sau George? Sau stai că trebuia să aflu la cine te-ai gândit. Da. Dar acum alege între Teddy și George să vedem. Iau pe amândoi, nu pot să aleg. Păi dar nu poți, că nu poți să meargă jocul mai departe. Trebuie să alegi doar unul. Bine, îl aleg pe Teddy. A, cilica, mămăligă, să-l sun pe George să-i spun că l-ai ales pe Teddy. Bine, flori, fete, filme sau băieți, melodii sau cântăreți sau culori de pe pereți? Melodii. Melodii. Este un cântecel din zilele noastre. Cântat de gașca Zurli sau de... Cântat de gașca Zurli. Cânt singură eu sau cântă și ceilalți colegi? Cântă și ceilalți colegi. Am o căsă mică. Nu, dar e tot un joc. Ram, zam, zam. A, bravo. Mama mie, dar știi că puteai să mă păcălești. Da. Puteai să zici că nu era ram, zam, zam. Și eu după aia ziceam, am tantești. Tu ziceai, nu-i nici ăsta. Hai și că le-am mai dat o idee părinților de astăzi. Învățați-i pe copii jocurile pe care voi le-ați jucat în copilărie. Puteți să le adaptați în zilele noastre și cu siguranță că veți câștiga timp foarte frumos pe care să-l petreceți împreună cu ei. Mulțumesc, Fetița Zurli, bravo. Te-ai descurcat foarte bine la flori, fete, filme sau băieți, melodii sau cântare sau culori de pe pereți. Știi care va fi cea mai frumoasă amintire a mea din copilărie? Care? Uite, momentele astea când tu te joci cu mine. Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.